Bună seara, prieteni, am revenit totuși iar la bucătărie. Ce să facem? Dăm de unde, dăm tot la bucătărie, ne nimerim. Nu știu cum să facem să filmăm în altă parte. Am încercat să filmăm în oraș, am mers. Nu s-a putut afară în oraș, pentru că era frig. Da, e frig de tot. Da, nu știu dacă are ceva de filmat câteva minute în oraș. Nu știu dacă mai e pe telefonul lui. E foarte frig afară și nu putem să facem chiar nimic. Face vântul, nu-i vreme frumoasă. Am stat, am venit acasă din oraș, ne-am bolinit mai mult. Nu am fost cine știe unde, n-am făcut nimic. Și acum seara am zis să fac niște ciupeci. Ciupeci de post mie, dar nu știu cum să le fac. Nu am putut să le fac mari, să le pun pe ticaie, pentru că sunt prea mari, prea groase. Eu nu am văzut așa ceva ciupeci, aline l-au deșea. De unde le luăm? De la Kaufland, cred. Sunt cumpărate, dar sunt prea mari și prea groase. Și am zis să le toc, că așa nu pot să le mănânc, cum să le fac, nu știu. Nu știu, și ai prieteni, vă mulțumim pentru mesaje, că v-am bucurat, cu mesaje frumoase, și mie, și greu. Vă mulțumim mult de tot. Ce să zic, mai mergem și la Leo, să zic așa, că... Da, trebuie să mai mergem și acolo la el. Da, poate mergem în weekend. Mai gătim și cu el, pentru care m-a supărat, noi am plecat, ne-am filmat până pe geamul mașinii a băgat telefon, plecând, dar da. Păi da, eu am văzut că era foarte încântat, cred că îi părea rău că pleci. Nu știu, numai de mine și de voi, cred că. Da, păi de toți. Îl lăsăm pe bodyguardul acela cu el. Da. Noi mergem lume. Dar și am venit și noi aici cu tine, pentru că mai avem și noi am ceva de făcut și mergem și ca el, vedem. Ce facem deocamdată, nu am zis că fitim. Am zis, ce vrea Dumnezeu. Normal, îți trebuie și ție timp de gândire acum, că nu poți vremea, să vremea, decizii. Vremea asta, cum o facem, să fie bine, nu știu. Acum nu pot să zic că... Nu știu deocamdată nicio. Ce facem și cum o fim. Așa e, când e o decizie importantă, îți trebuie timp să te gândești. Păi da, să te gândești cum e... Cum e cu nunta, cum să faci la dumneavoastră, să faci la voi la români. Te gândești să fie... Tot așa te gândești să... Nu te duci gata să-l iei, hai, gata... Păi și la noi tot așa, să treacă câteva luni măcar, să vezi cum e omul, da? Acum e și la încercarea. Da, păi așa e. Să vezi cum e, din ce neam provine, ce neam are... Păi așa e că, uite, contează foarte mult acum dacă... Cum se comportă, să vedem, nu așa, gata, hai. Păi asta zic, acum, dacă și patrona, că și patrona, de exemplu, am văzut că a vizionat clipurile voastre și i-a plăcut că totuși ai fost acolo, acum... trebuie să se poarte frumos și familia acum, că vorba aia, acum e ca și când îl iei din nou cu totul familie. No. Da. Acum e, nu, acum e, el e altul, trebuie să-i puneți alt nume. Îi punem altul. Numai numele ăla care am fost eu supărată. Numai e Leo de la Strehaia, îl schimbăm Leo de la București. Tot Leo. Da. Și acum ce... prima întâlnire a voastră a fost la București, deci gata. A, nu mai era Strehaia, da. A schimbat. Trebuie să luăm așa un rol, așa, ca să... Să puteți să ne obișnim cu el, da, în situația asta. Să nu mai ne gândim un... Da. La cele amintiri, da. Da. Aia, vedem, vedem ce facem, ce vrea Dumnezeu, ne împăcăm, nu am zis că ne-am împăcat neapărat acum. Vedem, să vedem cum merge treaba, vedem că mai sunt și niște probleme, nu pot să vă zic. Să vedem cum e. Toată lumea e fericită, toți fanii pe contul de YouTube. Mesaje frumoase, toți. Și le mulțumim tuturor. Ce să zic altceva? E bine măcar că a fost așa primul pas, adică ați vorbit prietenește și v-ați înțeles cât de cât ca oameni. Pentru, am zis să nu fiu așa nesimțită, că așa pot să zic. Pentru fani, că tu duceau, du-te la Leo, du-te, du-te! Da, a fost frumos. Toate mesajele la, du-te acolo, du-te, nu știu ce. Și am zis, hai să mergem, cum pot să fac așa ceva? Mii de oameni câți erau, mii. Da. Mii sute și mă trimis și eu chiar una trebuia să mă opun să zic nu. Nu am putut să fac asta pentru voi datorită vouă. Am mers, am făcut un micul dejun împreună cu el tot ca să fie bine și pentru voi și pentru noi mai bine. Așa e, da. Pentru că nu puteam să fac așa, nu fac supărăcioasă, să zic că nu merg, că nu fac. Am lăsat ambiția la o parte și totul.
Și ați făcut bine, pentru că chiar ne-am înțeles toți acolo. A fost frumoasă atmosfera, nu putem să spunem că nu ne-am simțit bine. Și banii ne-au susținut foarte mult. Da, chiar am văzut, am primit și eu pe canalul meu o grămadă de mesaje. N-am văzut așa ceva, câtă lume și vorbesc frumos și numai mesaje de bine. Doamne. Pentru că își doreau de mult să mă vadă așa. Nu credeam așa ceva. Chiar nu mai au invidie pe el nimeni. Unde vorbeau, mai erau și mesaje așa. Păi au văzut că s-a purtat frumos cu tine și a făcut și gestul cu florile. Și acum, prieteni, să vedem cât o ține așa. E posibil să o țină așa în continuare. Eu cred că totuși era puțin ofticat. Am plecat, păi am plecat. Da, deci eu cred că o să se poarte tot așa bine. Am plecat, cum ai vezi, mai trebuie să mai și pleci. Nu puteam să stăm bine în apartament, dar trebuie să mai pleci, să mai umbli, să mai faci și colo și colo. Mai sunt treburi, da. Acolo trebuia să stăm mai pe un loc și chiar dacă nu ai treburi așa multe acolo, nu ai în București, mai sunt treburi, dar trebuie să mai pleci și în alte părți. Nu să stai numai pe un loc. Asta așa e. Da. Că așa e bine. Așa stăteam, a apărut, numai ce făceam, gândeam, făceam, o să și găsim, o să și mergem, mai plecăm, mai venim. Deocamdată nu am zis să ne-am stabilit să stăm împreună. Dar vei, Doamne, stăm la noi acasă împreună, că avem destul acasă, nu? Da. Vedem acum. Să pun și eu ciupercile așa. Nu am făcut filmarea, dragi prieteni, neapărat să vă spun de ciupercile cu nefartul. Am zis să vorbim. Eu ciupercile s-a nimerit așa că acum am reușit să mi le fac. Da. Pentru că nu am mâncat, am mâncat niște... Am mâncat de dimineață așa o salată de roșii, de castraveți, am mâncat salam de biscuiți, era la roșii de post. Nu am vrut să vă arăt o rețetă, acum o fac cu ciupercile. Ciupercile așa s-a nimerit, de acum ca să vorbim la ele, ca să toc și ca să pot să vorbesc. Da. Mami. Da, da. Ce zici, David? Nu să mănânc. Păi acum te facem să mâncăm. Nu vreau cartofi. Și cartofi facem. Hai să pun cartofi și vă fac. Facem și cartofi și ciuperci și de toate. Și punem un tortigai și vă fac cartofi. Da, ca să mâncăm toți. Salutări cu prietenii. Spune salutare, prieteni. Ați văzut de parfumul meu? Parfumul? Da, a primit și el un cadou pe canalul lui David de la Strehaia. Un mami, parfum. Mami, nu-și o biscuiții. Uite, foarte bun. Du-te la alimentare. Nu-și o biscuiții. Uite, foarte frumos e parfumul. Avână mai bine oreu. Ia, uite, ei pe amândoi și se mănâncă cu alimentare acolo. Stai sa ma spart pamanute. Dacă ajungi. Ajunge, chiar. O, nu lasa asa mai încet. Deci asa, prieteni, noi am pus aici ciupercile. Nu știu cum o ieși, dar... Nu, arată bine ciupercile, mie îmi plac cum arată. Nu, neapărat o rețetă. Nu vrei șervețel? Ia, mă, tare. Eu suce, da. Da. Hai, te ajută, gata. Punem un capac, punem aici. Oricum arată bine ele așa, mie nu îmi plăcut pețile. Nu suntem nimeni așa pregătiți să avem pătrunjelul, ar de gras, trebuie ar de iute. Nu am mai mers la cumpărături. Am mers în urmă, dar nu am mers să cumpărăm nimic. Am zis că avem ăștia, nu mai mergem la magazine. Cu pandemia asta nu mai evităm să mai mergem la cumpărături. Luăm și noi repede. E frică. Păi așa e. Mai nu știu câte cazuri ați la televizor că au murit. Câte cazuri și ți-e frică și să mai mergi la spital la câte se întâmplă. Păi la care spital să mergi? La care? Chiar ne-i frică. Și mie mi-e frică, mai ales că noi am fost și răciți atunci. Bine că ne-a ajutat Dumnezeu să nu avem. Ne-am ieșit testele am bine. Am fost răciți toți. Da. Hai că revenim cu finalul, cu să fac. Da, prieteni, revenim. Pune și noi piper. Dacă avem ardei, uite. Ardeiul, nu știu, îmi place mie. Să fi fost mai picant, așa. Păi dă gust la orice mâncare. Ardei, uite, da. Da. Și mie îmi place mult, eu mănânc numai picant. Nu are loc, nu mai ieșim, să rândurăm. Asta e, mâncăm așa. Și ce ar merge cu tocănița asta? Mă mă ligă. Da. Ar merge serios. Atunci chiar nu trebuie să mănânc și nene, nu? Serios, da. Vedem, dacă avem pâine de mămăligă, nu știm, încă nu știm. Revenim, prieteni, cum mai face inima, mai face la vișoare. Da. Ne tăi și eu ca tine. Păi și eu tot așa le fac. Te-am la ușă. Să te ieși, ascultai la ușă? Ascultai pe friș? Da. Te-am la ușă. Doamne, mănânci biscuiți? E foame. Da. Păi să nu mai mănânci, jur că uite face mâncare. Unde se fac drept așa pe topătăr? Da, păi și eu tot de aici. Cine te-a învățat? La mami am văzut. Pe tocătăr? Bine, mami face mai multe feluri. Dacă îmi vroia frate mi să-i facă ca la mec sau ca la cerea, îi făcea așa drept. Băi, nu, dar am văzut că ea să drept așa, nu-i mai tăie. Da, păi și mie tot de-aia îmi place să-i fac așa.
Păi ei le fac așa, știi? Păi și eu mai făceam așa, dar... Ia să drept. Mi-au plăcut toate cum mi-au făcut și au ieșit drepti. Vezi, am învățat și eu ceva de... Nu, vă fac card aici. Da, s-a întâlnit de la mâncare. Și ai prieteni cu totul și cu Leo, cu tot. Mai încet, așa, nu trebuie să ne grăbim. Acum să dăm peste cap, nu? Așa e. Încet, un el frumos. Acum hai să ne luăm așa, repezană, hai, ca țigări. Și e și mai frumos așa, când stai și... Să mai încet ca la voi, cum e la voi la România, așa frumos. Da, așa, hai, așa e. Gata. M-am orientat odată așa repede. Corect. Mai încet, vezi. Acum trebuie să și merite. Să vedem dacă o fi, să fie, că spun și așa, nu? Păi da, așa e. O fi, o să fie de la Dumnezeu. Așa e, dacă vrea Dumnezeu, e și mai devreme, e și mai târziu. Ce? Nu pot să spun eu acum să mă pun înaintea lui Dumnezeu, că eu nu sunt nimic, e mare. Da. Mai dat ce unghii ți-ai pus. Da, mi-am luat, mi-a trimis de la fabric nails iară unghii. E frumos, dar că dacă uite că eu fac teaui, nu aș putea să le suport. Eu m-am învățat așa cu ele, n-am mai purtat o perioadă. Eu vreau unghiile scurte, nu m-am făcut la unghii, o să fac și unghiile, să mi le faci, da? Da, ți le fac eu. Să spune tot din n-am zi. Mai mers prieteni la salon acum, o să mergem și la salon. Păi nici... Dar acum de o ocazie, acum că vrea să-mi fac unghii, mi le fac acasă aici. Dar o să mergem și la salon, la salon nu e așa ușor, mai trebuie programare, mai alea. Așa e, da. Nu e așa, că te zici că nu vrei. Trebuie să fac programare și să mă duc la doamnele mele acolo. Mami, mai sunt bune astea? Da, tu le la rindă, îți face. Dulce am venit și eu acum, că mă instalez, că nu mai facem. Da, păi o să ne găsim timp să le facem pe toate. Și la sală o să mai mergem, vreau ar fi bine. Vreau să merg la sală, vreau să merg la masaj, la... Azi am sunat, mi-a răfăr de ocupare. Da. Trebuie să sunăm întâi, nu e așa. Trebuie să sunem dimineața ca să prindem loc. Păi da, să prindem loc. Am sunat și am sunat, era târziu. Da. Deja era ocupat. Ia să o pălința. Iese, da, și mirase și frumos. Dar îmi pare rău că nu avem așa ce trebuie la ea. Da, nu ne-am dat seama din timp ca să cumpărăm ce ne trebuie. Păi dar... nu ne-am dat seama că am zis că nu facem. Da. M-am gândit că poate facem altceva. Am mers la magazin aproape aici, doar am luat pâine, am luat eu cafea. Eu cred că o să iasă și așa bună. Că miroase destul de bine. Nu am zis că mai fac bucătărie să vă arăt vouă, ca să pot să fac și o filmare, ceva. Eu am pus așa, ca să pot să vorbesc acum. Nu i-am pregătit să fac o filmare cu gătitul. Da. Să am de toate, ca să spun. Am zis hai să le top, să le fac ciupercile, ca să mănânc și eu că e post. Dar merge cu mămăligă, am mai zis. Da. Mai ține și noi, cum mai facem să ne ajută Dumnezeu, să ne iartă. Nu știu, e și aici, să... dar eu avem la piață. E drag, avem, mă zice de toate, bață pe el. Nu am mai mers să cumpărăm. Am văzut cum face patru la cumpărăm. Drag, avem, mă cu de toate. Da, să duci în piață. Da. Dar de ce nu și-a cosul? Cu ea. La vară, să ne aducă cu cosul frumos. Da, păi am fost și eu când eram la București, la târg acolo, lângă noi, la Vitan. Și a mers patroana tot cu cosul. Da. Și a cumpărat de toate. Spui că tu un gel de piață, îmi place să am de toate. Nu știu ce-mi place mie, de viața asta, adică iute, adică da, păi e bine să le ai în casă, că-ți mai vin idei și le ai acolo să le faci. Un el cinsuleiul. Să nu vrea să toc ceapă, aș vrea să toc usturoi verde. Ce, merge? Merge, merge. Nu știu dacă merge să fac usturoi în tocană. Eu cred că merge, de ce să nu? Păi ce, în celelalte tocane nu băgăm, că băgăm. Nu știu, n-am băgat. N-am făcut așa. Încercăm și noi acum, vedem ce este. Să tocăm usturiul și proștia aia, mai la final. Da. Și cred că făină nu avem aia. Nu știu exact. Avem noi? Asta e făină albă. Făină albă. Albă, da. Fidea, orele. E ăsta? E fidea. Nu, ăla e pe smet, am crezut că e mălai. Făină albă. Da, de-aia făină albă, iar albă, după câte avem albă? Am luat multe, că tot uitam că avem acasă și luam mereu, dar uite asta chiar nu mi-am dat seama.
Nu cred că mai e. Nu ce aici în sertar, parcă avem la un moment dat. Nu e, că dat din macaroni, nu le-am adunat din plan. Deci nu mai e, prieteni. Mâncăm pâine, le lăsăm. Trebuie să mutăm ăștia aici ca să fie cartofii la flacăra asta mai mare, nu? Da, merge și așa. Ăsta să fac mai încet, cartofii trebuie mai repede. Dar eu pun multe cartofii, mulți. Mai pun. Poți să mai pui sau să-i lăsăm să facă un... Cum crezi tu? Oricum se fac, e destul ulei. Eu le-aș pune pe toate. Uite, îți pune și așa. Îmi pune și nu amestecăm până la... Că nu s-o fără mă. Știu eu că trebuie făcut câte puțin, câte puțin, dar... Nu are rost să mai opresc câteva și... O să zic că să fac, dacă nu întorc și mire, să fac. Da, știu. Îți cam mult. Hai să vedem cum să fac. Da. Așa punem noi țigării mai mult. Să le punem sare, să le punem mai târziu. Cristofana fierbe, prieteni, cartofii la fel. Hai să băgăm usturoi, dar eu știu, n-am băgat usturoi. Eu zic să bagi, că n-are ce să strice, eu cred că îi dă gust mai mult. Crezi? Da. Păi ceva... Hai să băgăm împreună cu ceapă. Și așa putem, da. O să băgăm și o ceapă. Da. Asta oricum o să-i dea gust, că să strice, n-are de ce să strice. Cu usturoi merge. Păi cum să nu merge? Ciuperci. Da. Alea când facem ciupercile și facem cu mojdei, cu usturoi... Tot la fel, cum le dă gustul ăla bun? Tot așa crede că le dă și aici. Noi nu prea mai avem gustitele care erau. Unde sunt? Am mai luat patruna din ele la București. Aia e treaba. Erau unele subțiri ale... Și eu acasă când am stat în... Am vrut să-mi ia bucătarul un sată de la. Să toc cu el, pe viața da, de... Da, da, da. Sată de la minimă. Știu, știu, știu. A zis cum e, uite, să fac tăisei, ciorba, până că mi-aduce și nu mi-aduce. Cred că a uitat. Și ăla care avea meu al gros, al greu, care tocam oasele când te-am porcii. Am vrut cu lumina să spargi niște bucuri. Uite, acum se fac, sunt pe foc. Am vrut să spargem niște lemne mai cu nodul, să facem foc în sobă. Și am dat în satărul ăla cu albaros. Ăla care era de fier gros, tăiam oasă. L-a vrut. E de atâta ani de zile. Păi da, îți dai seama că n-a rezistat. E de la socul eu satărul ăla greu așa. Acum n-am îndeput să-mi cumpăr. Pentru că bucătarul nu mi-a dus. O să cumpărăm, că o să ne mai trebuie și aici puțite, dar bine noi dacă n-am mai venit dar de mult. Dar vreau de ăla să tot cu ele, cum de ceapa, orice. Da, păi sunt practice alea, că imediat ai cu ele. Da, dar să ne tăi mâinile. Da. Asta, prieteni, am adăugat aici la tocan. Dar noi nu mai avem pe la hotel. Am văzut ce ceputăm. De cât s-a arde cu la hotel? Nu mai știu nicio, că n-am mai umblat la ea de mult. Punem și o ceapă să iasă mai bună, mai gustoasă. Punem de toate punem să fie. De toate, așa le improvizăm și facem. Așa sunt eu învățată. Nu am rețete speciale. Nu aș putea să fac așa. Fac, îmi să faci așa frumos. Păi și eu la fel nu fac la carte. Da, de mult nu fac așa. Dar după cu o căldură, aici e cald, acasă la Stihaia făceam mâncare filmări cu jata. Da. Nu e bine nici așa, nici așa. Acolo e casa mare. Bine și cu planilele. Acolo e casa prea mare și nu rezistă da. Căldura. Și acum nu e bine la căldură, că facă în tricou și... Nu e bine nici așa, nici așa. Iar dacă e frig, nu ne e bine. Vara e prea cald, nu ne e bine. Cum ne e bine? Că nimeni nu mai știu. Da. Să știi că așa e. Cu bani puțin nu e bine, cu bani mult nu e bine, nici așa, nici așa, cum ar fi. Nu, tot nu le ajunge, că știți cum e, cheltuieli. Da.
Deci gata și ceapa. Și a zis eu, nu știu ce a zis, că am ajutat, că am dat bani pentru avocație. Păi nu, am dat și o parte mică, trebuie să dea și el, dăm pentru că e problema tuturor, nu e numai. Da, o strâns cu toții. Trebuie să dăm, să facem, să rezolvăm. Așa e, păi trebuie să punem toți. Când e o problemă... Să scăpăm din situație. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Deci, prieteni, uitați și ceapa. Nu pot să comparăm acum să facem diferență cu toți. Sunt mai multe implicații, cum să zicem aici, nu? Și nu ar fi rost cu cazul să vorbim. Da, normal. Nu e problema numai dureu. Crezi că e asta bine? Am pus pe idee, Dafi, nu? Da, am pus. Da, am pus. O să punem și roșia și un pic să facă așa încet. Eu zic că o să iasă beton, păi uite cum miroase. Miroase frumos? Da. Dar și noi miroase în ăsturoi. Păi acum... Mergem hotă, dar nu-i dăm drumul pentru că facem frumos. Păi nu ne mai înțelegem, nu ne mai auzim dacă dăm drumul la hotă. Mamă, dacă aveam eu ardei iute, e moartea mea. Ardei iute și... Și mie îmi place. Verdeață și vreau și de uștean. La unde găsesc să spune uștean? Și mie îmi place ardei iute, eu l-aș mânca cu orice. Dar le uștean, nu știu. Ar vrea să-mi fac fasole uscate, dar și cu le uștean, nu știu. Facem mâine. Dar unde găsim înainte? La piață. Mergem la piață? Mergem. Mergem și la patroana. Ne trezim dimineața, luăm coșul și mergem. Și coșul meu l-am dus acasă. Nici până nu mai avem. L-am dus acasă. Și acasă eram o grămadă de coșuri. Ăla era coșul când ți l-a scundea David, știi? Zicea că e al lui. Și îmi plăcea mult de el. Le-am dus acasă când ne-a pus să merg de sărbători. Și acasă avem o grămadă de coșuri și mai mari. Și trebuia să-l lăsăm. Da, acum ca... Da. Nu la limbi, că s-a făcut capăt și s-a făcut capăt. Aștia nu mi-a mănâncă cărnării ăștia. Îmi place cartofi. Dar acum nu le mănâncă el cu ketchup, mănâncă leonardul. Nu, pe, ai văzut că și azi am mâncat pieptul ăla de pui, dar cartofii mănâncă mai mult cu oi și cu salată. Îi plac. Da, dar leonardul mănâncă cu ketchup, doamne, ce place. Așa mânca și David înainte, dar fac acum nu mai cere. Și ciupecile sunt gata, Alin a mâncat altceva, dacă mănâncă și ciupecii plac. Ei, probabil o să guste, că arată bine și chiar sunt... Are de foarte mult fără, oi e frumos. Da. Și ce să mai zici una, prieteni? Le mulțumim încă o dată și o seară plăcută pe lor și revenim cu altceva. Vedem ce surprize ne mai apar, că din noi nu știm ce apare, ce să mai e. Și noi suntem pe la fel, așteptăm, vedem ce filmăm, vedem ce se întâmplă, pentru că nimeni nu știe niciodată nimic. Da, noi nu programăm nimic. Plan făcut, nu avem ceva special, am arătat că a făcut ciupercile, nu avem făina de mămăligă, asta e. Normal. Am spus adevărul care e. Noi spunem mereu totul pe față. Și le oprim, pentru că nu are rost să le mai ține. Da. Dăm la copii zi să mănânce și după aia mănânc și eu. Și cine mai dorește ciupeci, nu am făcut cu trei, e prima dată. Eu cred că a lui Cipile, adică miros frumos, n-am ce să aibă, din cont cred că sunt mai bune ca de obicei. Și cartofii am pus pe toți. Și au ieșit, uite, foarte, da. Foarte bine făcuți. Și o seară plăcută ne dorim tuturor. Pa, pa! Vă pupăm, prieteni, pa, pa!